Capitolul 16. Piper. Leo? A strigat ea. El era fără îndoială, cocoțat pe o mașinărie de război, uriașă din bronz și rânjind ca un lunatic. Chiar înainte să aterizeze în tabără, s-a dat alarma. S-a auzit un corn sunând. Toți satirii au început să țipe. Nu mă omorâ! Jumătate dintre ei din tabără au ieșit afară îmbrăcați în grabă, în pijamale și armuri. Dragonul a aterizat chiar în mijlocul zonei verzi, iar Leo a strigat. E în regulă, nu trageți! Arcașii și-au coborât arcurile șovăitori. Războinicii au făcut câțiva pași în spate cu lăncile și săbile pregătite. Au făcut un cerc în jurul monstrului de metal. Alți semizei se ascundeau în spatele ușilor cabanelor sau priveau pe furiș pe ferestre. Nimeni nu părea nerăbdător să se apropie. Piper nu învinuia. Dragonul era imens. Strălucea în lumina dimineții ca o statuie vie cu nuanțe diferite de arămiu și bronz. Un șarpe lung de aproape 20 de metri cu gheare de oțel și colți ascuțiți și ochi rubinii strălucitori. Avea aripi de liriac, de două ori mai mari ca el, care se desfăceau ca niște vele metalice și care la fiecare mișcare scoteau un sunet ca cel al monedelor în cădere când câștigi la păcănele. E splendid, a mormăit Piper. Ceilalți semizei s-au uitat la ea ca la o nebună. Dragonul a ridicat capul și a lansat o coloană de foc spre cer. Copiii din tabără s-au împrăștiat în toate direcțiile și și-au ridicat armele, dar Leo a alunecat încet de pe spinarea dragonului și a ridicat mâinile ca și cum s-ar fi predat. Doar că încă avea rânjetul acela nebunesc pe față. Pământeni, am venit cu gânduri pașnice, a strigat el. Arăta de parcă s-ar fi rostogolit prin focul de tabăr. Jacheta lui militară și fața erau pline de funingine. Avea mâinile pătate cu ulei și la brâu purta o centură pentru scule. Avea ochii congestionați. Părul lui creț era atât de unsuros că arăta ca țepii unui porc spinos și mirosea ciudat lucru a sos tabasco. Dar părea absolut încântat. Festus v-a salutat, atâta tot. Monstrul ăsta e periculos, a strigat o fată din cabana Ares, ridicând sulița. Omoară-l imediat! Coboară, i-a ordonat altcineva. Spre surprinderea lui Piper era Jason. Acesta și-a făcut loc prin mulțime, flancat de Annabeth și de fata din cabana Hephaistos Nyssa. Jason a ridicat privirea spre dragon și a clătinat lui din cap. Leo, ce-ai făcut? Am găsit un vehicul, a rânjit Leo. Ai spus că pot pleca în misiune dacă găsesc un vehicul. Ei bine, am găsit un mijloc de transport, metalic, zburător, de lux. Festus ne poate duce oriunde. Are aripi, s-a bâlbuit Nyssa. Părea că stă să-i pice fața. Da, a spus Leo. Le-am găsit și le-am pus la loc. Dar n-a avut niciodată aripi. Unde le-ai găsit? Leo a ezitat, iar Piper și-a dat seama că ascunde ceva. În pădure, a spus el. I-am reparat și circuitele, majoritatea. Așa că nu va mai lua razna. Majoritate? A întrebat Nyssa. Capul dragonului a tresărit, s-a înclinat și un jet de lichid negru, poate ulei, să sperăm că ulei, i s-a scurs din ureche în capul lui Leo. Mai sunt câteva reglaje de făcut, a spus Leo. Dar cum ai supraviețuit? Nyssa încă se uita șocată la creatură. Adică scuipă foc. Sunt rapid, a spus Leo, și norocos. Deci acum pot pleca misiune sau nu? Jason s-a scârpinat în cap. L-ai numit Festus? Știi că în latină Festus înseamnă fericit? Vrei să mergem să salvăm lumea ca călare pe dragonul fericit? Dragonul s-a zvârcolit, s-a scuturat și a bătut din aripi. Deci ești de acord, a spus Leo. Sugerez să plecăm acum, oameni buni. Am luat deja provizii din pădure. Și toți oamenii ăștia înarmați îl agită pe Festus. Jason s-a încruntat. Dar n-am planificat nimic. Nu putem pur și simplu. Du-te, i-a spus Annabeth. Era singura care nu părea deloc neliniștită. Părea tristă și melancolică, de parcă asta i-ar fi amintit de vremuri mai bune. Jason, mai e doar 3 zile până la solstițiu și nu trebuie să lași niciodată un dragon nervos să aștepte. Cu siguranță e un semn bun. Pleacă. Jason a aprobat din cap. Apoi a zâmbit lui Piper. Ești gata, partenero? Piper s-a uitat la aripile din bronz strălucitor ale dragonului, care se profilau pe cer și la ghearele care ar fi putut-o face bucățele. Normal, a spus ea. Să zbori pe un dragon e cea mai uimitoare experiență posibilă, și-a zis Piper. La înălțime, aerul era extrem de rece, dar carcasa metalică a dragonului genera atâta căldură încât ei erau perfect protejați. Parcă ar fi stat pe scaune încălzite. Iar nișele de pe spatele dragonului erau proiectate ca niște șei high-tech, așa că nu erau deloc inconfortabile. Leo le-a arătat cum să-și prindă picioarele în crăpăturile armurii, ca în scările unei șei, și cum să-și folosească hamurile de siguranță bine ascunse în carcasa exterioară. S-au așezat unul în spatele celuilalt. Leo în față, apoi Piper, apoi Jason. Iar Piper era foarte conștientă de prezența lui Jason în spatele ei și ar fi dorit să se țină de ea. Poate să o țină în brațe. Dar, din păcate, asta nu s-a întâmplat. Leo folosea frâiele pentru a controla dragonul, ca și cum ar fi făcut asta toată viața. Aripile metalice funcționau perfect. Și, în scurt timp, țărmul Long Island de-abia se mai vedea în spate.
Au trecut pe deasupra statului Connecticut și au urcat în norii cenușii de iarnă. Leo le-a zâmbit. Ca lumea, nu? Și dacă suntem văzuți? A întrebat Piper. Ceața, a spus Jason, îi împiedică pe muritori să vadă lucrurile magice. Dacă ne văd, probabil ne confundă cu un mic avion sau așa ceva. Piper s-a uitat în jos. Ești sigur? Nu, a recunoscut el. Apoi Piper a văzut că Jason strângea în mână fotografia unei fete cu păr negru. L-a privit întrebătoare, dar acesta a roșit și a băgat fotografia în buzunar. Suntem în grafic. Probabil că diseară vom fi acolo. Piper era curioasă cine era fata din fotografie, dar nu voia să întrebe și nu era semn bun că Jason nu-i spusese chiar el. Își amintise ceva despre viața lui? Era o fotografie cu adevărata lui iubită? Oprește-te, și-a zis. Nu faci decât să te chinui. I-a pus o întrebare mai simplă. Încotro mergem? Să-l găsim pe zeul vântului de nord, a spus Jason, și să vânăm spiritele furtunii.